Ai o mulțime de convingeri de la prietenii tăi. E natura umană. Oamenii nu au nicio natură. Depinde de unde sunt aduși. Fiecare carte scrisă în această cultură este cultură legată. Ea nu are nimic de face cu realitatea, se află acolo unde este această cultură. Deci, ce am de gând să încerc să vă spun este că 90% din ce ați fost crescut să credeți sunt doar niște prostii. Când eram copil, am vrut să știu cum ar fi bărbații și femeile, dacă aceștia nu ar fi contaminate de civilizație. Deci mi-am făcut drum pe o barcă în Tahiti, dar chinezii dețineau deja toate afacerile acolo. Ei aveau afaceri înființate, magazine, și erau deja contaminate. Am găsit niște insule mai departe numite Torimoto. Când am fost pe insule, am adus oglinzi și mărgele și am încercat să le dau la localnici pentru a arăta că voi veni ca un prieten, că nu iau nimic de la ei. Dar ei erau deja în coliba mea de paie, după ce am construit-o, oferindu-și unul altuia oglinzile și mărgelele mele, fără permisiunea mea, că am fost un pic confuz. Așa că am spus, ce se întâmplă aici? Iar ei au zis, ai prea multe, chiar aveam o mulțime. Nu am înțeles asta pentru că eram un ticălos crescut într-o țară civilizată. Dar aproape 3 zile mai târziu am înțeles. Cei mai în vârstă veneau trăgând de plasele pline de pește și aruncau pește la oricine stătea acolo. Nu spuneau, îmi datorez un dolar, îmi datorez 3 dolari. Doar aruncau peștele. Și nucile de cocos erau atât de disponibile și bananele că nimeni nu vindea nimic, doar ofereau lucrurile. După ce am stat pe insulă o vreme, am întrebat localnicii dacă m-ar ajuta să-mi construiesc o canoe. Știam cum să construiesc una mai bună decât o făceau ei, dar am vrut să stabilesc, eu vin ca unul dintre voi. A avut o discuție, nu au spus nimic și au plecat. O săptămână mai târziu, am adus o canoe și au pus-o jos în fața colibei mele de paie și au spus, asta e pentru tine. Pentru utilizare. Le-am spus, ei bine, ce doriți? Vreți să fac ceva pentru voi? Nu, ei nu știu ce înseamnă asta. Ce doriți? Am adus asta de unde veneam. Ei nu au vrut nimic. O săptămână și jumătate mai târziu, am auzit un foșnet în afara colibei mele de paie. M-am uitat și am văzut frujindu-se cu acea canoe pe care mi-o dăduseră. Nu am înțeles asta, așa că am ieșit și am spus, ce se întâmplă? Au spus, tu nu folosești. E adevărat, nu am folosit-o, așa că au luat-o înapoi. Normal că am fost un pic confuz. Dar am ajuns să înțeleg totul despre localnici. Erau sănătoși în mai multe moduri, mai sănătoși decât noi. Am vrut să înțelegeți că oamenii repetă cultura lor. Dacă oamenii au acces la necesitățile vieții, fără servitudine, datorii, schimburi, comerț, ei s-ar comporta foarte diferit.